În ce fel v-a schimbat experiența asta din trăită în 2000? Este unul din argumentele de existență a divinității. Pe dumneavoastră, cum v-a schimbat? Păi toți îmi spun că pe Dumnezeu nu pot nici să-l demonstrez că este, nici că nu există. Dar eu am dat 1000 de dovezi că există. Am văzut vindecări făcându-se pe noastră. Am scris despre astea. Ați mers, știu că ați mers în multe pelerinaje. Doar cu scopul acesta. Da, experiența morții clinice. Da. Vii de acolo vindecat de cancer, cum era Anita Morgan, de artele coronare, acel medic care trebuia să fie imediat operat și vine, el spune de acolo, m-a vindecat Iisus, toți colegii lui, domnule, fii om serios, dacă nu te operăm acum mori. Și zice, dacă îmi faci din nou coronarografie și vezi că e normală, mă las să plec, ei, asta au făcut. Și era așa. Există o dimensiune din care lucrurile astea se petrec. Oricât am vrea să ne... Dacă mie mi se explică lucrurile astea, am spus-o de 1000 de ori, dacă tot ceea ce eu am înțeles și am trăit ca experiențe, mi-l explică cineva originea lor, eu imediat sunt gata să semnez, nu există Dumnezeu. Dar atâta vreme când nu ești în stare să explici niște lucruri care vin din altă dimensiune de univers, atunci taci.